Răzvan Pleșca a închis poarta cu Steaua, însă nu crede că a avut un merit deosebit în succesul de pe arena națională, echipa întreagă fiind cheia reușitei. Portarul albnegrilor a prefațat confruntarea cu CSU Craiova, pe care o consideră o echipă valoroasă și în același timp omogenă. Nu știu de neapărat dacă cel mai greu, deoarece și meciul cu Viitorul a fost greu. Craiova are o echipă cu foarte mulți jucători valoroși și eu zic că au un plus față de celelalte echipe, deoarece pe lângă acești jucători valoroși au și o mai mare omogenitate, pentru că joacă de câțiva ani împreună un nucleu de jucători acolo. Cu Steaua ai reușit să închizi poarta? Poți să continui pe linia asta și cu Craiova? Cu Steaua nu eu am reușit să închid poarta. Toată echipa a făcut un joc foarte bun, mai ales colegii mei din apărare. Eu practic nu consider că am avut o contribuție așa mare, cum s-a tot spus. Din punctul meu de vedere, eu am avut trei ocazii clare, dintre care două au fost lovituri libere ale lui Boldrin, una totuși de la mare distanță și cealaltă destul de aproape pe centrul porții. Locul pe care îl ocupați în prezent în clasament vă motivează să încercați să urcați și mai sus? Da, da, bine, bineînțeles. Acum nu trebuie să ne ascundem că ne dorim să ne clasăm în play-off la finalul sezonului regulat. Bineînțeles că e realizabil dacă vom reuși să rămânem cu picioarele pe pământ. Venim după o serie foarte bună de rezultate. Am demonstrat că putem învinge absolut orice echipă, chiar și Steaua, chiar și Astra, atunci când am fost concentrat și nu am făcut greșeli, dar cum mi s-a urcat puțin la cap, cum am făcut și niște rezultate proaste cu Chiajna sau cu Timișoara. Partida dintre Gaz Metan și CSU Craiova se va disputa sâmbătă de la ora 18.